Capitolul 3. Joiana. Am plecat de dimineață cu vaca, cu Joiana, la păscut. Soarele era puternic pe cer. Mi-era cald, deși era abia 10 dimineața. Am luat o carte să am pe drum, un băț să mă țin și să dau după câini în caz de nevoie și m-am îndreptat agale spre Islas. Vaca a păscut liniștită vreo 2 ore. Eu citeam încântată Cavalerul Lancelot și eram cufundată cu totul în poveste. Ne îndepărtasem binișor de casă să tot fi fost vreo 2 kilometri depărtare, pe tot felul de ulițe și drumeaguri pietruite și uitate de lume. Vaca a băut apă dintr-un pârâu și acolo să vezi străznaie. O muscă nenorocită, o streche, a mușcat-o pe Joiana. Când mi ți-a luat-o asta la fugă, am alergat, am strigat, a fugit ca o nebună mâncând pământul. Bineînțeles că nu am putut să mă țin după ea. Avea viteza luminii, viteza vacii nebune. Am căutat-o îndelung prin tufișuri, prin luminișuri, vaca nicăieri. Au trecut vreo 3 ore, mi se făcuse foame. Dar cum să mă duc eu fără vaca acasă? Am mai căutat-o până când am zis, asta e, acum ce să fac? Nu pot să mor de foame dacă a dispărut vaca. Mă duc să-mi iau bătaie. Am mers grăbită către casă, cu ochii în pământ. Vedeam deja cearta monstruoasă care mă aștepta de la mamaia și mă gândeam cum o să scap eu de bășicile usturătoare ale urzicilor din grădină de care eram convinsă că o să am parte. Mamaia m-a luat de la poartă în primire, strigând la mine. Da, unde umbli, fată, hăi? Nu ți-i foame? Ce-ai făcut? Unde-ai fost? Am pierdut vaca, am băiguit eu. Nu știu unde e, a fugit că am mușcat o streche. Am îngăinat eu temătoare. Ei, ai pierdut-o, vaca e graj de mult, a venit singură acasă, că doar știe unde stă. Tu te-ai rătăcit pe coclau. Cum? A venit? Când? Ce bine! Am răsuflat eu ușurată, bucuroasă că am scăpat de o bătaie zdravănă. Dă-mi de mâncare, că mor de foame! Înainte să mănânc, m-am dus în graj să o văd. Rumega leneșă și avea o privire atât de blândă, încât nu puteai să te superi pe ea. Joiana, Joiana, ce mi-ai făcut-o mie să fugi așa? Tu nu știi că eu sunt mică? Și m-am speriat. Am început să o mângâi pe grumaz și ea parcă a înțeles. Ochii mari i s-au umezit și a început să mugă ușor. Să nu mai fugi niciodată, da? Vaca, alungându-și în acel moment o muscă care îi se tot așeza pe nări, a dat din cap afirmativ.